Cei trei consilieri județeni, Valerica Frățilă, Cristian Petrovici și Mihai Chebac, își mențin în continuare funcțiile. Proiectele de hotărâre prin care se propunea încetarea de drept a mandatelor celor trei pe motiv de incompatibilitate nu au trecut de votul consilierilor județeni. Deși Neculai Stan din partea USL a argumentat că decizia Anii care stabilește incompatibilitatea este executorie în sine și a adus și alte argumente legale, consilierii au respins cele trei proiecte. Motivele, după părerea noastră, sunt clare în ceea ce privește incompatibilitatea. Și anume, actul de constatare Anii, care se află în posesia Consiliului Județean și este menționat ca atare în referatul constatat, reprezintă un act administrativ, ăsta este foarte important, ce se bucură de presumția de legalitate, veridicitate și este executorul. Deci este executorul. El este în sine proba stării de incompatibilitate în care se găsesc doi consilieri, cel puțin. Este sarcina celuia care se simte prejudiciat de această hotărâre să acționeze în instanță în irregularitatea amânării, suspendării, mă rog, a acestor decizii. Problemele din Consiliul Județean Neamț nu par a fi deloc puține, pentru că membrii USL își doresc acum suspendarea președintelui Consiliului Județean, tot pentru incompatibilitate, motiv pentru care au depus și o cerere în acest sens.